Ziua Revoluției a fost marcată astăzi la Slatina. Câțiva revoluționari, autoritățile locale și județene, dar și militari, au celebrat momentul la Troița Eroilor Revoluției din fața Casei de Cultură a Tineretului. 22 decembrie, zi comemorativă din istorie cu o conotație emoțională deosebită, definește momentul în care națiunea română a pornit definitiv pe drumul irreversibil al democrației, arătând astfel întregii lumi că a devenit o națiune modernă care respectă valorile fundamentale ale libertății și demnității. Reprezentanții instituțiilor publice au depus coroane la Troița Eroilor Revoluției. Delegație condusă de domnul Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt. Manifestările s-au încheiat cu parada militară care a defilat în aplauzele autorităților.